În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 23 de nave fără operațiuni portoare. 15 dintre acestea erau în portul Constanța, 2 în portul Midia și 6 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări joi erau 9 nave, toate pentru portul Constanța. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 26 mai 52 de nave erau sub operare. 46 se aflau în portul Constanța, 4 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau joi dimineață 21 de nave. Dintre acestea, 19 așteptau pentru o operare, iar două nu aveau operațiuni portoare.